Bună ziua și bine v-am regăsit la Ferma Grădina Bio. Am finalizat acum țarcul, după cum se vede, și Fifi este... a făcut pe aici dezordine, nu știu ce a făcut. Tati. Da, tati. Vrei să intru. Vrei să intri și tu aici la filmare? Da. Hai, intră. Hai, intră, vezi să nu intre. Ia să Fifi. Așa. Bravo. Ei, acum dacă ai intrat aici, Fifi nu mai are lanț. O să se urce peste tine. Ia vină cu Fifi. Fifi, vin aici. Cățelușii stau liberi. Am dezlegat-o pe Fifi. Nu mai este cu lanțul. Fifi, stai cu minte. Spui stai cu minte. Stai cu minte, Fifi. Stai cu minte, Fifi. A venit și motanul. Fiind... Fifi, stai. Șezi, șezi. Cățelușii, cum îi vedeți, au ieșit afară, deci am finalizat țarcul. Și Fifi are acum posibilitatea să umble pe unde vrea ea prin țarcul nostru. Nu, las-o pe Mariflor. Du-o la tine, pe Fifi. Hai, Fifi, vino încoa. Ea se duce mereu la fetiță să joace cu ea. Hai, cățelușii, hai. Hai. Lipsește grasul. Grasul. Nu, dă-te jos. Uite-l, uite-l și pe gras. Stai jos. Nu mai faci așa. Uite-l pe... Stai, Fifi, cu minte. Cum să-i spun? Nu știu cum să-i spun. Grasul, ia cheamă încă. Grasul. Vino încă, cățelușii. Stai, Fifi, cu minte. Cățelușii. Tati, nu mai faci așa, că dacă tu te agiți, se agită și ea. Fifi, e atentă pe aici să vadă ce se mai întâmplă. Tati. Da, tati. Fifi, șez. Ascultă, ia, spune-i dă, să-ți dea laba. Dă laba, nu ține după mine. Ah, nu mă ascultă. Nu prea te ascultă, nu? Acum că i-am dat drumul. Da. Când era cu lasă, o ascultă așa bine. Ei, lasă să mai stea așa liberă, să se mai plimbe. Face așa rondul de verificare. Grasul e mai sfios așa, el se ascunde, nu prea e foarte... Ia, nu știu, asta e rău. Grasul rău și pe fetiță, cum să-i spunem? Frumușica, da. Grasul, Fifi, grasul, da. Grasul, hai, vină încă, hai. Vezi că vine Fifi. Dacă vine Fifi, știu cum să o găsesc. Lanțul ăsta, așa că l-am pus. Nu-i spune-mi tate lanțul, l-am dat doar așa ca să... Bun, acum poate să vină toată lumea la mine. Am deja planuri cum să reacționez. Pui. Oh. De ce e băgat tati acolo? Lasă-i să ia asta. Hai, cății, hai. Sfiosul ăsta. Gras, hai. Cheamă-l. Ți vin un cu grasule. Ce-mi vrea grasul? Îl văd ce fuge. Hai, grasul, hai. No. Iar ușor. Ia. Ce vrei să-i ai prins pe grasul? Stai liniștit. Nu ți-e frică. Uite lui, era frică așa de obicei? Da, e frică. Grasul. Cățeluș de vânzare. O să fim, să denumim clipul sau aventurile lui Fifi fără lanț. Cățelușii stau foarte bine, mersi. Hai rău, ăsta era rău, călătra. Hai rău! I-ai dat drumul lui grasul? Da. Hai grasul, vină încă, unde ești? Uite și pe grasul. Și pe Fifi. Wow, ăsta e obiceiul ei. Da. Se uită. Da, se uită și ea pe aici. Hai grasul, ia-te la ești afară grasul. Nu. Nu, este Fifi, lasă-l că intre pe unde a intrat. Este Fifi afară dacă deschidem poarta.
O să intre pe acolo și a făcut o găurică și intră. Rău s-a băgat în coteț. Ce să vă zic de el? Hai rău, stă acolo în coteț, nu zice nici pâs, nici ham, nici miau. Mai zi, tati, și tu ceva pe video aici, că nu mai am cuvintele la mine. Bună ziua, ea este Fifi, deci dacă tati tău nu mai are cuvintele. Ce? Că ea este Fifi, asta nu știu. Uite și pe fetița, pe frumușica asta mică. Uite, l-a intrat și grasul la loc, uite. Asta nu știm ce este și vrem, dacă știți voi, să ne scrieți pe... Ce să spun? Site. Pe site. Pe site-ul nostru special, are și apuișori, a avut 4, dar unul nu știu ce s-a întâmplat cu el. Am găsit o căpușă pe Fifi! Nu are tati căpuși. Dă una la ochi, ai văzut? Nu are mă tata căpuși. N-are. N-are, s-a apărut. Hai să-i chemăm pe ăștia mici afară. Hai! Nu, Fifi, stai jos. Ia prinde și pe asta mică, pe fetița. Nu pe știu. Eu o țin ocupată pe Fifi, tu? Ești... Nu ai de ales, trebuie să faci. Hai, prinde-o pe fetiță înainte să iasă. Nu, să se ducă. Hai, fetiță, vină, vină, vină. Hai, vino! A ieșit direct. N-am văzut așa ceva. Ăștia mi s-au băgat în coteț. De căței, ce poți să ne spui, Mariflor? Toate bune. Nu știi de ce e cucușa asta la Fifi. E, are și-a cucușa, are și-a o cușiță. Aici ăștia doi stau... Aoleu, tati, nu pot să vin la tine! Hai, vino, vino, gata. Trebuie să mai avem un prezentator. Aici, la noi, nu se vede pe filmare, of, of, of. Dragii mei, Rău și cu Grasul sunt prieteni, se pare că... Sunt frățiori? Da, asta vreau să spun. Prieteni frățiori. Și le place de tine? Le dai să mănânce verdeață? Ce le dai? Vă arăt sarca muscat iarba asta. Nu mai apropii așa de telefon, că nu mai focusează pe cățeluși, focusează pe iarbă. Păi și eu vreau să focuseze pe iarbă. Păi, și mănâncă iarbă, ce să căini, să capă. Aoleu, e un nasuc aici. Se pare că... Uite, a venit și fetița. Hai, fetița, vină, prinde-o pe fetița. Dar nu mă lasă Fifi, ține-o pe Fifi să zgardă. O țin, gata, uite, o țin de zgardă. Vezi ce-ai făcut? S-a speriat de tine. Nu i-am făcut nimica. Am prins doar. Iar. Nu. Ce înseamnă nu? Se uită la puiul ei o grămadă. Păi normal să se uite. Ce vrei? Să uite la bine? Aoleu, Fifi. Fifi. Nu am făcut nimic. A intrat și fetița cea mică la frățiorii ei. Uitați acolo cum s-au băgat toți trei. Tati, nu pot să merg la tine, se bagă Fifi în locul meu. Se bagă în locul tău, am înțeles. Scarpină și pe aia pe burtă, cred că vrea să fie scârpinat. Ia vezi, are purici. Nu mai mă bube, tati, s-a iritat. Au iritat ăștia mici, au zgâriat-o năpârstoci ăștia. Hai, Fifi, știu că ești bucuroasă. Mi-i fă-i, eu acum stăteam așa ca să te prind pe filmare cum îi faci. Frumos, frumos, foarte frumos. Acum încheiere pentru ăștia mici, vrei să mai spui ceva? Toate bune sunt la ei. Vă mai spun o dată, să nu prea sunt de vânzare. Noi ziceam să nu-i punem încă pe vânzare. Nu știu ce zice tati.
Da, eu zic că vă mulțumim tuturor pentru vizionare. O să încheiem video prin a vă spune că să iubiți animalele și dacă puteți adoptați sau cumpărați animăluțe. Vă va face viața mult mai frumoasă și mai ușoară. Și tu o să, și tu care cumperi, nu o să mai fi, o să Vă ai mulțumim multă și vă iubire, să ai pe urăm. cineva care să iubești dacă n-ai copil. Sau poți să-i faci copilului cadou. Da, foarte bine spus. Ori, adică să-l iubiți voi sau să-l faceți copilului cadou. Vă mulțumim și vă urăm o zi excelentă. La revedere!